Noche de ideo, eu surpriză vine, Andy e conștientă. Fără ajutor, fără decor, eu face totul să devină o problemă. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Mă numesc Andy, lumea mă cunoaște. Cel mai bun din lume, toată lumea spune. Melasa. Aici, fiți atenți. Drăguț, nu? Nu mă pot gândi la nimic altceva care să strice acest moment. Andy, ești un om mort! Ei bine, la aproape nimic. Totul a început acum câteva zile când Jen se uita la emisiunea stupidă Școala de Dans la TV. Da, nu e Școala de Dans cel mai adevărat spectacol de televiziune? Acest show este ca un laxativ mental. Te uiți într-una și după aceea mintea ta va ajunge la toaletă. Ce scârbos! Nu, gustul tău pentru muzică este scârbos. Și parfumul tău la fel. Au murit Skong și cumva? Tacă-ți gura, expiratule! Hei, dă-mi eu imediat! Dă-o! Ce-ați așteptat cu toții să aflați? Școala de dans va organiza un concurs național de dans care va avea loc și va fi transmis în direct de școala East Eagle din Alberta! Fii pregătită, școala East Eagle, pentru că vom veni acolo săptămâna viitoare să încălzim atmosfera! Am plecat de aici! Pace, copii! Taie! Trebuie să o sun pe Danny! Și eu trebuie să-l sun pe Danny! Ai auzit? Școala de dans va face un concurs în școala noastră? Știu! Nu e extraordinar? Ai auzit? Școala de dans va face un concurs în școala noastră. Da, nu este extraordinar? Visul meu să apar la televizor și să impresionez pe toți cu mișcările mele va deveni realitate. Va fi atât de adevărat! Ei, visul meu să apar la televizor și să impresionez pe toți cu glumele mele va deveni realitate în cele din urmă. Va fi atât de adevărat. Da, asta e șansa, am așteptat-o atât. Iar la categoria cele mai bune farse din concursul de dans, câștigătorul este Andy Larkin. Categorica, asta este șansa pe care am așteptat-o. Doamne, e criminală! Am pus o bucată de brânză stricată în ea acum 6 luni și am lăsat-o într-un dulăpior din sala de gimnastică. Am numit chestia asta Ciorapus Nespalatus. Mi-am terminat treaba aici. Să mergem într-un colț de unde putem observa totul foarte bine. Te-ai gândit ce farsă o să faci? Nu, dar trebuie să fie ceva special, totuși. Nu apar în fiecare zi la televizor. Wow, dacă aș fi în locul tău și aș ști că se uită sute de mii de oameni, chiar m-aș simți stresat, să știi. Eu, Andy Larkin, cel mai mare maestru al farselor din întreaga lume, nu știu sensul acestui cuvânt. Hai, căciul! Așa-ți-te pe mine! Este timpul să vă spălați hainele murdare. Bună, Jen! Vrei să fii partenera mea de dans? Cum să nu? Este chiar ca în visul meu. Îmi pare rău că-ți stric cheful, Jen, dar dacă Andy este așa cum îl știm noi, cu siguranță că va încerca să strice concursul de dans și visul tău se va transforma într-un coșmar. Vreau să vă reamintesc că sala de sport va fi închisă pentru ca podeaua să fie lustruită pentru concurs. Și încă ceva, acest concurs va fi transmis în toată țara. Așa că toată lumea să se comporte cât mai bine. Sau altfel, voi anula totul. La tine mă refer, Larkin. Asta este tot. De ce?
Mulțumesc că mi-ați reamintit, fetelor. Sub nicio formă, Andy Larkin nu mă va face de râs pe mine și întreaga școală în fața întregii țări. Cu multă plăcere, domnule De Rosa! Dar nu ar strica să iau niște măsuri de precauție. Peter Leach și Andrew Leach să vină urgent în biroul meu. Acum! Hei, mama ta nu ți-a spus că este necivilizat să te holbezi? Toată lumea e nebunită cu concursul ăsta. O să fie imposibil să faci o farsă cu toți ăștia care te urmăresc ca niște vulturi. Doar pentru că De Rosa mi-a spus să nu fac farse și pentru că întreaga școală m-ar omorâ dacă aș face așa ceva. Dacă faci un singur lucru ca să strici dansul, o să mă asigur că nu ți-ai dori să te naști. Și este valabil și pentru prietenul tău. E, și pentru că sora mea mă tratează cu răutate. Larkin, dacă faci vreo prostie, n-o să-ți ajungă întreaga lume să te ascunzi. Dar nu știam că vă place să dansați. Singurul lucru care va dansa o să fie gâtul tău, Larkin. Da, De Rosa ne-a însărcinat să ne asigurăm că tu știi să nu te apropii de școală în timpul concursului de dans. Da, și o să stăm în detenție dacă nu reușim. O să stăm lipiți de tine, știi, ca mirosul de un elan. Asta mirose așa. Nu numai că o să fac o farsă în direct la televiziune, dar și Lic și Lici o să sfârșească în detenție. Trebuie să-i dau drumul. Ei, când o spui așa... E, cine a mai venit să mă intimideze acum? Mă întrebam dacă mergi la dans. Scuze, n-am știut că ești tu, dar știi, am să fiu la dans, firește. Super! Atunci ne vedem acolo, pa! Păi, știind că nu te poți apropia decât la un kilometru de școală, cum o să faci farsa? Farsa? Farsa, adică asta o să fie farsa asta care... Da? Păi, nu mă pot gândi la nimic acum. Adică nu pot să mă gândesc la farse. Niciuna nu e suficient de bună. Stai puțin, partenere, știu despre ce e vorba. Are cam 1,60 înălțime și spune lucruri ca... Mă întrebam dacă vii cu mine la dans. Nu vrei să faci o farsă pentru că și Lori o să fie acolo. Pentru un băiețel, Danny e destul de perspicace. Nici vorbă, nimic nu va interveni între mine și arta mea. Numai că nu pot să mă gândesc la nimic. Dar cu brânza în ciorap, să știi că o chestie ca asta ar goli imediat o sală. Aici vorbim de televiziune, trebuie să fie fantastic. Și cei 20.000 de dolari pentru farsă merg la? Este... Dar dintr-un motiv necunoscut nu am absolut nimic. Sunt destul de neliniștită acum. Știu că Andy o să încerce să strice dansul cu una din farsele lui îngrozitoare. Trebuie să te concentrezi, Jen. Sau o să am probleme. Nu are rost. Nu pot să-mi le scope frate meu din minte. Nu o să facem nimic până nu o să fim siguri că Andy nu o să facă vreo farsă. Jen, nu vreau să spun asta, dar timpurile grele cer măsuri drastice. Este un magazin care vinde tot felul de echipamente de supraveghere. Dacă luăm și noi un dispozitiv micuț de urmărire, o să știm unde se află tot timpul. Vrei să spui că o să-l spionăm pe fratele meu? Păi e... Ce mai așteptăm? Să mergem odată! Atenție! Studentul care și-a lăsat shortul în mijlocul terenului de fotbal să vină să și-l ia imediat, pentru că podeaua sălii de gimnastică se va lustrui. Deșteptule! Crezi că Larkin face iar o farsă? Nu, nici măcar el nu e atât de prost. Pariez pătitolar că face. Asta îmi place la școala asta. Nu sunt stresat de colegi. Am auzit că o să facă ceva cu curentul electric așa încât camerele să nu meargă. Nici vorbă! Am înțeles că o să re-registreze toată muzica și o să pună versuri urâte și un acompaniament de banjo. Vă înșelați amândouă! Andy o să umple sala de sport cu capete de pește! Costul atâtor capete de pește e total prohibit. Ar trebui să știu, am făcut matematică. Trebuie să recunosc, mă cam îngrijorezi.
De obicei, la ora asta, deja aveai un plan foarte clar. Am farsele, dar nu sunt suficient de bune. Să ne înlocuiesc tuturor pantoful drept cu unul stâng ca să arate ca niște rațe? Prea previzibil. Să aduc o bandă de motocicliști pe ringul de dans? Prea periculos. Să nu fac nimic și să-i las pe toți să devină paranoici până la isterici? Trebuie să recunosc că atât am pentru moment, dar nu ca așa am plănuit. Așa că ce ai de gând să faci? Când o să găsesc, tu o să fii primul care o să știi. Hai, Danny, să mergem. Deci nu poate găsi nimic, nu-i așa? Frumos. Fasta până la urmă știi, o să se ducă. Hai să-i spunem domnului de Rosa. Ei, băieți, sunt câțiva oameni aici care vor să vadă doi băieți care folosesc o singură cabină de toaletă. De ce ai făcut asta? Am intrat în panică. Ești un nătărău. Pe cine faci tu nătărău? Hei, dă drumul! Perfect! Ea chiar crede că poate fi cu un pas înaintea mea. Ce trist! Asta e cea mai bună zi! Gândiți-vă, mai târziu în seara asta o să putem dansa la televizor! Apropo, Craig, hai să mai repetăm puțin. Jen, mă exasperezi! Dacă nu poți să faci asta cum trebuie, o să fim de râsul lumii. Scuze, Craig, sunt încă stresată de fratele meu și de planurile lui oribile. Relaxează-te, Jen. Nu uita că vom ști tot timpul unde se află exact. Chiar acum este... Mama spunea că aveți nevoie de niște prosoape. Asta e programul vostru pentru că pare cam dureros. Tu nu știi nimic. De ce nu încercați ceva mai simplu? Ceva simplu nu câștigă concursul. Dacă nu riști totul, nu ai nicio șansă. Băieți, voi nu aveți nicio șansă pentru că sunteți simpli. Lasă-mă să pun mâna pe el. Haide, Jen, trebuie să ne concentrăm. Concursul începe mai puțin de 12 ore. Tu uite-te la monitorul ăla. Știu ce gândiți. Ziua concursului, eu nu am venit cu nicio farsă și totul se leagă de conflictul meu de interese în ceea ce o privește pe Lori, nu-i așa? Ei bine, aveți dreptate. Ce vreți? O prăjitură? Nu se poate. Ba da, Lori se întâlnește cu altcineva pe la spatele meu? Ar trebui să intru acolo și să le arăt eu lor. Poate că nu ar trebui să mă grăbesc, totuși. Dar ceva e sigur. N-am să mai dansez cu Lori nici dacă m-ar ruga. Acum nimic nu mai stă între mine și ceva neprețuit, cum ar fi premiul Nobel pentru farse. Nu știu de ce, dar tot timpul am inspirație în locurile unde este hârtie igienică. Înapoi. Asta e. Dă-o înapoi. Mai încet. Nu ești puștiul lui Larkin? Ce zici să ne dai o mână de ajutor cu butoaiele astea? Ei. Dar ce e chestia asta lipicioasă? Băi, asta e melasă industrială. Melasă? De obicei o pun în clătite, nu? Nu e același tip de melasă. Mai bine te duci și te speli cu apă fierbinte înainte să se usuce. Dar ce se întâmplă când se usucă? Devine tare ca piatra, știi? Trebuie să o topești ca să o dai jos. Odată ce toate barierele au fost îndepărtate, ideile de farse sunt dese și rapide. Astea sunt toate. Mulțumesc, puștiule. Și ăsta e pentru tine. Așa cum ne-am înțeles. Tu poți să vezi ce face Larkin? Nu prea. Știi, mirosul de aici este, știi, mă ustură ochii. Cred că se apropie cineva.
Ăsta e locul, la gunoi cu ele. Hei, Danny, sună-l pe Maș să vină la fabrica de hârtie, dar repede de tot. Știu ce trebuie să fac. Asta o să fie butoiul cu râsete, prietene. Asta nu e singura farsă pe care o va face Andy pe ziua de astăzi. Uite ce repede se mișcă. După cât îl cunosc, probabil că fuge de poliție. Și acum, ca să-i bag de tot în ceață. Așa, băiatu. Bun, uite cum stă treaba. O să întindem toată melasa asta pe ringul de dans. Cu ajutorul ventilatoarelor o să devină tare ca piatra, ca și ceara asta. Și care e scopul? Dacă e tare, nimeni nu se va lipi de ea. Ai mai fost la televiziune? Am stat în spatele mulțimii într-un spot despre traficul rutier la televiziunea noastră locală. Vreau să spun într-un studio. Luminile alea sunt atât de puternice de parcă ai fi un pui la rotisor. Te-ai prins, Maș? Sunt convins că pe la mijlocul spectacolului treaba va fi destul de lipicioasă pe aici. Genial! De-abia aștept să văd mutrele tuturor. E în fața noastră! Pe aici! Bine ați venit la școala de dans! Competiția națională de dans! Yeah! Copii, plecați de aici! Ăsta e spectacolul meu! Da, da, asta s-o creadă el! Băieții ăia care mi-ai recomandat au făcut o treabă foarte bună cu podelele. Am reușit! Haideți! Aveți nevoie de machiaj? Băieți, nu puteți apărea pe postul național cu fața verde! Și acum, ca să începem spectacolul, primii noștri concurenți sunt campionii de la Montreal, Veronique și Gaten! Ce s-a întâmplat cu voi? Mirosiți îngrozitor! Păi l-am urmărit pe Larkin, așa cum ne-a spus, și ne-am ascuns în niște tomberone și pe urmă... Mă rog, nu-mi spuneți că l-ați pierdut. Nu l-am pierdut. Slavă Domnului! Da, l-am pierdut, într-adevăr. Dar tocmai ați spus că nu l-ați pierdut. Dumneavoastră ne-a spus să spunem asta. Dar tocmai ați câștigat amândoi câte o pedeapsă. Tântălăule! Tu ești tântălău! Taci din gură! Bă, tu să taci! Hei, nu a fost minunat! Următorii sunt de la East Giggle, Gene Larkin și Craig Bennett! Ce e cu ei? Arată ca niște clovni bolnavi. O fi din cauza luminilor. Apropo de asta... Perfect! Haide să mergem! Andy, te-am căutat peste tot! Vroiam, știi doar, să dansăm! Adică în pauzele dansurilor cu prietenul tău, vrei să spui? Despre ce vorbești? Adelor, las o baltă! V-am văzut ținându-vă de mână mai devreme la Benson Burger! Andy, caragiosule, acela era Danny! Este adevărat! Și nu ne ținem de mână! Danny și-a luat bluza asta nouă și m-a rugat să văd cum e materialul! Danny? Mi-am pare rău că m-am băgat, Andy, dar n-am putut lăsa o femeie să intervină între tine și farsele tale. Dar de unde știai că o să ajung la Benson Burger? Întotdeauna vii la Benson Burger. Vă mulțumim, Jen și Craig! Data viitoare ar trebui să vă gândiți mult mai bine la machiaj. Haideți să luăm o pauză de concurs! Toată lumea pe ringul de dans! Dansăm, dansăm! Haide! Mă bucur că te-ai hotărât să nu faci școala de râs la televizor cu una din farsele tale. Hei, suntem la TV, zâmbește!
Începe să-mi placă spectacolul ăsta. Ce e asta? Nu pot mușca picioarele. Zâmbește și tu la cameră. Îmi cer scuze telespectatorilor, precum și participanților la concurs, dar se pare că avem niște probleme tehnice. O podea...